Iya, Mam, bună seara. Eu Bună m-am auzit seara! Da! un pic, doar să-mi văd ce e cu fundalul ăsta pe telefon, pentru că pe calculator nu pot să intru. Imediat să văd ce am făcut eu aici cu poza asta pe telefon. Cine mai este cu noi să mai alăturăm? Deci, împreună cu noi este Valeria, este doamna Magdalena, Ludmila. Bună seara tuturor! Bună seara. Acum mă văd eu cu camera, dar da? Nu este fundalul ăla de fotografie, da? Bună seara, bună seara. A invitat și fetele din Digital EMA, OSEMA? Da, am inventat și pe ele. Eu eram chiar în procesul de a crea un nou site, o nouă pagină de prezentare pentru un proiect. Așa că abia aștept pe toate participantele care vor intra din 1 octombrie în programul nostru, ca să-și facă pagina de prezentare, ca să-și facă site-ul lor, ca să-și facă blogul lor, ca să-și facă carte de vizită, landing page-ul, cum vrei. Și eram în proces de creație. Dar nu știu de ce de pe calculator nu mai pot să deschid zoom-urile și ultima vreme mi-este foarte mai complicat să mă conectez cu voi de pe calculator. O să rezolv asta cu pe telefon. M-a auzit? Se vede bine? Eu văd numai pe Emma, pe Ludmila. Camera Sunt deschisă. mai multe fete, Valeria, Magdalena, Raluca, Tatiana, Irina. Da, nu le văd camera. Așa, Magdalena, salutare. Bună seara, bună seara. Cum au fost fetelor la voi aceste săptămâni sau zile de când ne-am auzit la lecția pe care v-am oferit gratuită? Între timp, vedem și cine s-a mai conectat. Care este din proiectul Be Digital Viema, care este din Mame Digitale, care este din programul Mentor Me, care din consultații individuale, care din alte programe și proiecte pe care le avem. Se adună și fetele. L-am anunțat cu anticipare. Data viitoare ne promitem că o să o facem cu o zi înainte ca să planificați, dar cele care ați venit pe ultima 100 de metri este foarte bine. Valeria, am văzut că ești foarte activă în grupul pe Telegram și activă și pe Stories. O plăcere să te urmăresc. Magdalena, am văzut că ai început să faci postări, stories-uri, ai început să arăți activitățile și creațiile tale. Da. Ludmila, acum nu-mi sună dacă am făcut consultație cu tine eu sau ai făcut cu Ema. Eu n-am făcut. Așa. Raluca Ungureanu, nu-mi sună cine este. Tatiana, știu că este Tatiana Larin, mi-a zis că ne va asculta. Irina Tirsina. Dacă doriți să vă prezentați un minut fiecare, haideți să facem cunoștință, că voi nu vă cunoașteți între voi. Numai noi vă știm. Ceea ce e important este să știți că acum este posibilitatea să vă prezentați unui public nou, să captați clienți potențiali și să vă captați urmăritori noi, pentru că doar toți asta vrem, pentru ca mai apoi să putem să ne creștem veniturile, profiturile și tot așa. Ce te îndrăznește? Valeria, hai, tu cea mai tinerică în ce... Bună ziua tuturor! Mă numesc Valeria Vrabie, sunt studentă la jurnalism anul întâi și sunt viitor specialist în social media marketing. Și lucrez intensiv asupra acestui scop. Cum te găsește lumea pe online? valeriavrabie.w. Vă aștept acolo să descoperim frumusețea și puterea cuvintelor. Ok, mersi. Așa, cu mult cine drag, vă vorbește? mulțumesc. Magdalena. Bună seara, vă salut din UK.
Eu sunt peste hotare, cred că ca majoritatea dintre voi, de fapt, nu știu, bănuiesc. Am 42 de ani, am doi flăcăi și de vreo 3 ani de zile am descoperit lumea mandalelor, mandale de lumină, și asta fac în prezent. Creez mandale, le pictez, le colorez. Chiar acum, când am primit mesajul Liei, eram la ora de creație. Și așa mă relaxez și după discuția cu Lia am început să deschid așa un pic și alte orizonturi, să vină și alte idei și să încep să le pun în practică. Abia aștept ghidul, cartea. Ce faci tu pentru acea asociație sau pentru Da, colaborare? să știi că lucrez, am terminat, am creat 70 de mandale. Și acum urmează să le finisez, dar fiind doar lucru de mână, este un proces destul de lunguț. Bravo. Deci cine nu știe ce asta o mandală și cum este procesul creierii și care este beneficiul de a face această practică, să vizitați pagina Magdalenei a Brașov și să Mulțumesc. vedeți prin ce art-terapie vă puteți conecta cu voi înșivă, să faceți un pic de terapie pentru stres sau pentru alte probleme pe care le aveți și așa vă și calmați spiritul, vin ideile, vine creativitatea și se deschid și alte talente, daruri. Așa este. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru invitație. Hai să vedem cine este următoarea poză aici noi. Pera Luca, ai întrebat-o, Emma? Bună seara. Dacă aș putea să revin doar în 5 minute, mașina Sigur? de spațiu face prea mult zgomot și nu știu dacă mă aud bine. Sigur? Ludmila, hai să vedem ce ne spui tu, cine ești, cu ce te prezinți. Bună seara! Cum aș putea să zic așa mai pe scurt și mai pe înțeles? La moment sunt casnică, mama trei copii. Încă îmi caut ce m-ar putea reprezenta mai bine, să zic așa. Și am activat, ca reprezentat și la Avon, acum am încercat cu Pharmacy, să vedem ce se va primi. Și încercăm totuși, poate pe online, găsesc ceva mai, care Super. să găsesc ceva așa, mai aproape sufletului. Aproape sufletul sau aproape buzunarului? Aș zice și. Am înțeles, pentru că în funcție de intenție pe care o ai, așa proiecte îți vor veni în viața ta. Dacă dorești să ai, imediat îți zic că o să citesc direct din materialul pe care îl aveam pregătit și deseori îl folosesc. Este o carte pe care am citit-o. Și atunci când alegem un proiect online, atunci ne gândim să răspundem la câteva întrebări. Și dacă e pentru partea financiară, atunci îți vor veni proiecte care te vor suplini pe partea financiară. Dacă tu cu intenția că vreau să am un proiect în care să mă relaxez, să mai scap un pic de copii, să ies cu fetele, să comunic, să socializez, îți vor veni proiecte ca să faci acest schimb de energie, să socializezi, să faci creșterea ta personală. Dacă tu vei spune, vreau un proiect în care să câștig independența financiară și să pot să las jobul meu, vei găsi aceste proiecte. În funcție de ceul tău. Deci trebuie să pui intenția ta legată în funcție de ceul tău. Și există mai multe deceuri. În primul rând, unii oameni fac acest lucru sau se alătură unor comunități, unor afaceri, unor business-uri, unor activități pe care le fac pentru ei, pentru venit suplimentar, pentru independență financiară, pentru că vor să aibă propria afacere și să numească ei șefii lor și să nu fie angajați, dar ei să fie liberi profesioniști sau antreprenori sau intraprenori sau boși la afacerea lor, chiar dacă lucrează și 8 și 10 și 20 de ore. Vor să aibă mai mult timp liber, pentru că unele proiecte de genul dat oferă mai mult timp liber. Nu mă refer la faptul că poți să lucrezi o oră și să câștigi 1 milion, în comparație cu cel care lucrează 8 ore la job, dar mă refer la faptul că timpul tău liber este mult mai, îl poți gestiona așa cum ție-ți trebuie. Dacă ție-ți trebuie să lucrezi doar 4 ore pe zi,
Dar tu le poți lucra 2 ore dimineața de la 6 la 8 și 2 ore seara de la 10 la 12, atunci tu toată ziua ai timp liber. Dar tu ți-ai făcut norma ta de 4 ore care sarcinile poți să le faci. Pentru că ulterior o să învățăm și cum să facem tot aceiași bani în 2 ore, nu în 8 ore. Dacă vrei dezvoltare personală, la fel. O să atragi proiecte și oameni în viața ta care o să te alăture la proiecte care vei evolua și pe partea financiară și pe partea de business și pe partea de finanțe, de tot ce ține de educație financiară și de sănătate și de ce domeniu vrei, acolo vei fi atrasă. Dacă tu vrei dezvoltare personală, vei atrage comunități femei care mereu se dezvoltă, mereu cresc, mereu cunosc și despre sănătate și frumusețe și beauty și sexologie și dicție și de toate. Trebuie să găsești și vei atrage așa comunități. Mi-ar fi bine așa toate, de toate câte un pic. Atunci aș fi dacă mai... vrei să ajuți oameni, vei găsi comunități în care să te implici, să faci sub formă de ONG-uri, voluntariat, ca să fii în așa comunități, să ajuți alți oameni, sau în așa comunități în care ești și tu, farmaci sau altele care le avem, care te ajută să ajuți alți oameni să câștige și ei prin propriul magazin online, doar că tu să devii deja un lider și să poți da acest business mai departe. Sau să întâlnești oameni noi. Simplu, oamenii au bani, oamenii au business-urile lor, dar oamenii vor să se alăture unor comunități în care se întâlnească o dată în lună la niște întâlniri. De exemplu, acest club Mentor Me Club este pentru această, are unul din obiective, intenții și aceasta, să întâlnesc oameni noi. Cineva din Pharmacy, cineva din Golden Line, cineva din Zoo Skin, cineva de nu știu pe unde. Fiecare cu brandul lui, cu afacerea lui, cineva vinde încălțăminte la comandă. Nu contează, dar să întâlnesc cu oameni noi. Pentru că acolo faci schimb de experiență, schimb de hobby-uri, schimb de profesii și sunt așa comunități, atât online cât și offline. Offline trebuie să vă găsiți la voi în orașul vostru ce cluburi de femei, cluburi de business, cluburi de dezvoltare personală, cluburi pentru mămici cu copii de care aveți. Dar dacă nu le aveți, luați această oportunitate și faceți-le. Eu aici în Spania nu am așa ceva. Și nu era așa ceva, nici clubul românilor, nici comunitatea moldovenilor, mai sunt niște diaspore, dar prin alte orașe, la 30, 50, 100 de kilometri, dar mie nu mi-e comosesc la cafea la 50 de kilometri în fiecare zi sau seară sau nu știu cum, dar ne-am făcut aici cu alături de fete o comunitate pe care încet, încet o crește. La început eram 3 femei, apoi 10, apoi 20, apoi 30, tot așa. Și am denumit-o noi clubul Ola Chica, da? Salut, așa în spaniolă. După care tu îți creezi deja subiecte diferite. În acest club de femei îți faci. Astăzi vorbim despre, nu știu, sănătate. Mâine discutăm numai despre frumusețe. Poimne doar despre călătorii și unii să mai punem la cale călătorii. Și tot așa. Deci voi vedeți în asta o oportunitate. Dar pentru că mie mi-a trebuit să dezvolt acest de ce aici. Pentru că lipsea. După care vor veni în viața ta proiecte, dacă tu vei pune intenția, ca să te pensionezi cu ele. În sensul în care vreau să ajung să am aici o pensie, să-mi pun deoparte bani și să fac o pensie privată în acest business. Dacă te gândești la proiecte online și pharmacy, poate să fie o sursă de pensie în cazul în care îți crești o echipă bună și îți pui niște bonusuri deoparte. Și celelalte proiecte care sunt MLM, și afacerea ta privată poate fi o parte de pensie dacă tu te afli la 50-60 de ani. Și tu vrei să spui, uite, cu asta vreau să mă pensionez. Asta este activitatea care vreau să ies la pensie frumos, să fac ceea ce îmi place și să nu mă duc la job, dar să fac, uite, mandale sau să croșetez papucei, cum este doamna Valentina de la Troposhoes, sau să fac asigurări de viață pentru nu știu cine. Dacă acest proiect îți oferă posibilitatea să te pensionezi sub forma că ajungi la niște niveluri în care câștigi și pensie privată, dacă au așa în planul lor de business sau de marketing. Și după care poți să fie și alt tip de proiecte în care ceea ce faci tu, pe lângă toate cele ce le-am menționat, mai poate să-ți ofere și posibilitatea să lași moștenire acest business cuiva. Adică aici depinde de misiunea pe care tu, de intenția pe care tu o pui, Ludmila. De asta trebuie să te gândești, tu ai spus că vreau și așa, proiecte vreau și așa, dar vreau de toate. Atunci fă intenția în care să obții un proiect, să le aducă pe toate 4, 5, 6 cele mai principale din cele menționate și să-ți poată oferi ocazia să întâlnești așa proiect.
Și venit suplimentar, independență financiară, să ai propria afaceri, să ai mai mult timp liber, să dezvolți personal, să ieși cu fetele, să ajuți pe alții, să te întâlnești cu oameni noi, să ajungi să te pensionezi cu o pensie decentă, oriunde te-ai muta, că te duci în Spania, că te duci în România, că te rămâi în Moldova, și să poți lăsa acest business moștenire cuiva. Deci astea sunt niște cuvinte cheie pe care eu le-am luat dintr-o carte. Cartea se numește Întrebările sunt de fapt răspunsuri și vă recomand și vouă. Și când o să ajungeți la acest punct ferbinte, deseori folosim acest instrument, factor motivațional primar, FMP. Dacă o să ajungem la acest factor motivațional primar, deseori putem să întrebăm persoanele: dar tu pentru ce vrei să faci această activitate? Iată, eu aș întreba pe Magdalena: tu de ce vrei să faci această activitate pe care o faci? Din cele numerate toate mai sus. De ce faci mandale și de ce ai ales să faci mandale? De ce ai ales să faci mandale? Lia, să știi că îmi notez ce spui, dar m-ai pus într-o mare dilemă, pentru că, așa cum a fost și la prima întâlnire, eu am plecat din nevoia mea de a face ceva. Am plecat să dau mai departe, uite ce știu eu, uite cum a ajutat pe mine, însă nu am acele obiective stabilite încă. Dacă și nu ai aceste obiective, te putem ajuta, dar să știi că proiectul tău, așa cum este astăzi, doar pentru tine, poate fi transformat într-un proiect care să poată aduce venit suplimentar, independență financiară, propria afacere, mai mult timp liber, dezvoltare personală, dacă tu creezi în jurul comunității tale așa ceva. Dacă tu pui aceste obiceiuri, da, principii, valori în comunitatea ta și, cum ziceam eu ție, fă așa produs, așa curs, așa comunitate în care să vină mai multe femei care să-și vindece depresia, anxietatea, toată neinsomnia și toate alte probleme pe care le are în familie, cu soțul, cu copiii și cu altele, și mai bine decât să meargă într-o depresie sau într-un obicei vicios, băut, fumat și altele, care te duc la nesănătate și la alte. Ceva din care să poți face bani, din care să arăți și altor femei să învețe, să le dai meseria aceasta și tu devii ca un ghid pentru ele, să iasă și ele din aceeași anxietate. Și pe voi, ca și cum, nu v-ar lega doar pur și simplu creația și lucrarea, dar v-ar lega și experiența, cum ați trecut această anxietate, frustrare, grijă și datorii și nu știu ce, fiecare cu starea lui, ca să ajungeți să faceți această din obstacol în avantaj sau din dezavantaj în avantaj, din pierdere totală a vieții în oportunitate, deci să transformați aceasta într-o renaștere. Știi cum te renaști ca pasărea Phoenix? Așa și aici, în această cale, în această transformare. Și tu să vinzi această experiență fetelor. După care o să faceți și alt tipuri de întâlniri, și alte tipuri de lecții, și alte tipuri de subiecte. Și veți dezvolta și la nivel național, adică să te întâlnești fizic, să le arăți ca masterclass-uri, taliere, sau cum se numesc, ateliere, în spaniolă, ateliere, să le arăți manual cum se face, să mergi în România să faci 2-3 taliere, să mergi în Anglia pe undeva să faci 2-3 taliere, ca ateliere din astea, și să încet să mergi mai departe. Ca să ajungi la pensionare cu acest proiect, trebuie să te gândești cum să lucrezi el fără tine. Cumva sub genul că ai făcut un curs și el se vinde acolo pe Udemy, pe o platformă care se vinde cu 20, cu 50 de lire și tot îl cumpără lumea. Sau să faci o carte pe Amazon în care să o faci în limbile cele mai solicitate, spaniolă, engleză, și să pui ca fiecare om să și le cumpere și să le deseneze. Sau da, să faci alt tip de tot aceleași mandări, dar să fie putut desenat pe haine, că acolo trebuie altfel de desen, nu știu, poate în alt format pentru a tipări pe haine. Și tot așa, să poți face ocazia să dai altor persoane care le vinde. Dar până la urma urmei, deschizi tu un magazin online, găsești un partener care să-ți pună acest desen pe maior și le vinzi. Eu am aici o colegă, o să fac un live cu ea pe Instagram,
Ea a venit din America, dar în America business-ul este ăsta, o dezvoltă de aici din Spania. Face printuri, desenează printuri frumoase și le pune pe maiou și asta se ocupă, asta vinde. Deci ea în fiecare zi pune zeci de comenzi, sute de comenzi. Dar face niște printuri foarte faine, de astea care cu minioni și cu toate desenurile în tren, dar le face ea, le desenează ea. Ea este creator, nu le copilă de la Disney sau de nu știu, ea le reinventează, adică pune acel personaj plus încă nu știu ce, un anturaj, plus un scris the best mama, the best father, nu știu ce acolo, și le face sau wish you cu logodna, cu aniversarea, cu data de naștere, se face așa design-uri printabile pe care un furnizor îi le pune pe maior. Deci ea nu este acolo în America să stea să pună mașina, să pună tiparul. Ea face totul logistic gata. Este un partener care îi face asta, ea este designul, ea plasează comenzile, tot se vând pe Etsy și pe alte site-uri online. Și tot este centralizat. Deci eu vreau să ajung să descoper toate secretele ei, să văd procesul, dar la cât am început să o tot întreb și când mai am o oră liberă să ies cu ea, îi mai trag așa de limbă. Dar ce faci? Dar cum faci? Ca să înțeleg ce și așa proiect cum se poate face. Pentru că dacă ea ajunge în America să dezvolte așa ceva și câștigă peste 10-15K de dolari, înseamnă că e potențial și se poate. Acum, da. Acum ce găsesc eu la alte femei, trebuie să implementez la voi, la una din voi care se potrivește, că tu tot poți să pui mandale. Și hai să mă arăt un lucru, nu ți-am zis? Dar eu singură am fost cu o colegă creatoare a mandalelor pe torbe. Noi am avut gens și avem încă gens, dar pe diferite culori, pe diferite stofe și am făcut așa o geantă vreo 450. La fund are un fund dur, doar că la mine aici s-a desfăcut acum, dar are un fund dur și când pui așa o mapă cu acte, cu ceva, eu la shopping mereu merg cu ea și nu merg cu torbele de plastic sau cu torbele de altele desenate cu Carrefour și cu Lidl și cu nu știu care, sau de la alte branduri Benetton sau Zara sau care sunt, dar merg cu torba mea și aici știu că este mandala fericirii sau nu știu care acolo. Ți-am zis că fiecare are rugăciunea și mesajul ei. Deci și încă interior scrie brandul meu pe care l-am dezvoltat. E numele meu și îl port cu drag. Așa și tu poți să-ți faci magazinul tău de maiouri, de mini rochițe sau de portofele sau de gen sau de pun sau de ce vrei tu, dar poți să faci diferite chestii din astea. Așa că nu știu dacă a fost pentru tine acest mesaj sau pentru alte fete care tot au talentul ăsta de desena ceva. Hai că Magdalena desenează mandale, dar cineva poate să deseneze păpuși. Era o fată în Republica Moldova care desena păpușele, mămica și fiica, sau mămica și băiatul, desena sub formă tot așa de, nu știu, găsea, desena, picta. Și le transpunea pe maior și mai cosea și câte o floare cu mărgele aici. Adică îi dădea ceva diferit decât prin maiourile printate de la Zara sau Mango. Că și Zara și Mango face printat un Paris sau nu știu ce, cu o fetiță. Dar ea îi mai punea și o floricică și niște paiete de alea și niște mărgeluțe și îi dădea altfel. Se vindea mai scump decât Zara și mai scump decât Mango. Deci idei poate să fie un milion dacă vă băgați în creativitate și deci, mâinile poate să facă. În cazul doamnei din America, ea nu face nimic cu mâinile, iar doar desenează desene. Nu coase, nu face nimic, că da, intermediarul ei sau compania respectivă le face și le livrează. Mulțumesc mult! Cu drag, Magdalena. Hai să vedem dacă Raluca este gata să ne împărtășească ce idee de afacere are ea sau cu ce se ocupă, ce face, cu ce intenție a venit aici. Da, sunt gata. Bună seara! Idei, poate am mai multe. Deocamdată cu ce vreau să mă ocup, aminteam de curând, am avut o consultație cu Emma săptămâna trecută. Mulțumesc pentru consultație. Și vreau să dezvolt o afacere în MLM, o pagină, un magazin online cu parfumuri, parfumuri și cosmetică. Și vreau să învăț... Să învăț cum să mă promovez, cum să, deja să învăț cum funcționează Instagram și Facebook și Instagram și să învăț cum să pun totul în ordine, cum să fie totul frumos, pentru că nu sunt obișnuită cu, adică nu le folosesc. Dar învățând aceste abilități îți dau, îți acreditez că
îți va reuși în 2, 3, 4 săptămâni și ulterior în a doua, a treia lună deja vei face asta ca și cum ai fi făcut-o toată viața. Pentru că sunt niște abilități care se învață. Și dacă, nu știu, dacă vei merge în programul Mentor Me de 3 luni de zile sau vei lua alt curs de pe platformă, depinde ce ți-a recomandat. Alt curs era, cred. Da, dacă o să mergi în alt curs. Social media sau cum să faci stories-uri sau cum să folosești instrumentele pentru a dezvolta business-ul online. Maraton, sigur te vor ajuta toate cele lecții și tutoriale de acolo. Așa că aceste abilități se învață. Nu ai nevoie de facultate sau să te simți că, uite, cineva a făcut zeci de cursuri. Se învață. La început se implementează cu cunoștințele pe care le ai, după care le îmbunătățești până ajungi la un format care ți-e plăcut și ție și publicului tău. Da, am vrut să, adică vreau ca să fac ceva corect. Da, scopul tău, Luca, nu este să devii expert în social media și să faci ca și cum ar fi un expert de la o agenție, dar scopul tău este să poți să-ți vinzi produsele digitale. Da, să-mi vând produsele. Da, scopul tău. Nu strângi Diego, ce jos pui cu tine apoi te-ți faci. Ce mi-aș cu dau? Irina, jos. Irina, acolo copilașul tău, dacă strânge jucărele, închizi microfonul. Eu, Iema, nu pot să închidei microfonul. Dacă faci tu asta, mersi. De asta ziceam la Luca că ai nevoie să știi tu cum să-ți prezinți mai bine serviciile și produsele, nu să înveți să devii un social media experimentat și din agenție. Dar cu niște... Da. Deci, eu pentru moment primul pas care vreau să-l fac este să învăț, să mă promovez pe mine, să-mi promovez produsele, să fac asta. Iar după, dacă o să reușesc și dacă o să-mi placă, da, bineînțeles, de ce nu, să poate să devin un social media, să... Da, să cresc, să poate să am și alți clienți, alte pagini, alte, adică să am o creștere și o dezvoltare personală pe mai multe, nu să mă axez, nu să rămân doar aici la vinde parfumuri sau dacă ceva mă atrage, dacă altceva îmi place mai mult, să fac și asta, adică să îmi împart timpul așa. Pentru moment este asta, pentru că asta am început și cu asta vreau să mă ocup, dar dacă este și altceva care pe lângă pot să fac, eu... Perfect. Deci asta vei face pe parcurs. Înveți mai întâi cum să pui la punct pagina de Instagram și cum să ajustezi reperele, stories-urile, reels-urile, strategia pe Instagram. Înveți pe Facebook ce instrumente sunt necesare ca să te ajute să-ți promovezi parfumurile și produsele tale. Înveți pe TikTok, înveți pe YouTube, înveți pe platformele care sunt clienții tăi și după care înțelegi că, uite, că aceste abilități pe care le-ai învățat 2, 3, 4, 5 luni pot fi utilizate și altor companii, da, care nu sunt în tangență cu MLM sau cu produse, dar poți să o cafeterie din orașul tău sau un salon de frumusețe, de unghii, de coafură, de haine, nu știu care acolo colegă vrei să o ajut. Cu siguranță o să vezi. Și asta dă-ți timp. Pentru că toate fetele au trecut prin acest proces. O lună, două, trei, de timp. Fiecare reușește la nivelul și la perioada și timpul care îl are și îl poate dedica. Cineva poate dintr-o lună are și clienți și da, se implică, iar cineva poate la două, trei, patru, cinci, șase luni abia poate să negocieze vreun contract cu un client. Dacă vorbim de social media, dacă vorbim de produse, deja aici cum tu vei fi cât de bună de a recomanda beneficiile și serviciile, bun, beneficiile produselor, că tu servicii doar pentru a-i ajuta să-i vinzi business-ul MLM-ul și atât. Da, da. Până când, nu știu, dacă o să faci acolo ceva, vreun maraton, vreun detox sau ce mai fac fetele prin diferite MLM-uri. Am, la noi compania cu parfumuri, vindem parfumuri și cosmetică. Deci nu, okay, sunt, da, doar parfumuri în general. Dar avem și produse de cosmetică. Atât, în rest nu... Să-ți doresc atunci succes, să-ți alegi care program va fi potrivit pentru tine și să începi, să vedem rezultatele tale și să auzim și alte fete care au intrat aici. Lucia, Irina, Vata, Alina, cine dorește, poate să deschidă microfonul, camera după posibilitate, cum vă este comod și să ne spuneți ce faceți, cu ce vă ocupați, cine sunteți.
Salutare! Salutare! Dacă îmi permiteți, am să fac eu prezentarea pentru că sunt cu copii, nu sunt acasă și nu știu cât timp mă vor lăsa să fiu prezentă aici. Deci sunt Lucia, îmi dezvolt afacerea în farmacie și sunt în concediu de maternitate, așa că mai am un an la dispoziție ca să-mi creez să o dezvolt. Nu, hai de sebe. Și o clip. Ia tata a venit, hai rămâi cu tata. O clip. A venit taman soțul și nu mai bine. Deci spuneam că îmi dezvolt afacerea în farmacie. Și la moment lucrez la asta. Vreau să-mi pun pe picioare un magazin online și respectiv să-mi creez echipa ca să am și un venit pasiv din asta. Super, super. Cam astea sunt planurile mele pe termen scurt, pentru că mi-am stabilit așa, un termen mai scurt pentru dezvoltarea, perioada asta de adaptare, dezvoltare sau nu știu cum să o numesc. După asta mai vedem. Cam asta-i. Foarte frumos și în această perioadă de adaptare, că e școală, că e vacanță, că e grădiniță, că e copii, uite că reușești 2-3 ore să fii și la Zoom-uri care ai necesitate și de business și la întâlniri cu fetele și la mesaje pe fete pentru comenzi și pe site și prin alte grupe și să avansezi, pentru că și acolo ai comunitate, femei, întâlniri, networking și toate celelalte care le-am menționat mai sus. Acum depinde de cât timp vei dedica și ce vei dori să obții. Știi cum a zis mentorul de sâmbătă? Dacă vei lua această afacere ca pe un hobby, vei obține bani ca de un hobby. Exact. Te faci în paște. Dacă vei face această activitate ca un business, vei face rezultate ca și un business. Soțul tău merge ca la un business la lucru în fiecare zi și aduce bani ca un business. Dar tu, campione, mai găsești jumătate de oră să mai faci acolo postare, faci un reel, că ești ocupat cu celelalte. Pe etape, dar ne adaptăm și ne conformăm situației și mergem înainte. Super. În ziua când soțul îți va spune, hai să văd unii banii, tu zici, ok, hai să schimbăm rolurile. Tu stai acasă, aduc copii, fă mâncare, spală, tra-la-la-la-la-la-la-la, dar eu 8 ore mă duc să fac farmă și o să aduc și eu. Da, exact. Ca să nu mai fie întrebări. El nu mai bine a auzit. Da? Că nu, numai de cheltuit ești bun, dar unii bani. Bine, este și o investiție oarecare, dar nu putem să dezvoltăm o afacere și absolut nimic nu poți face fără investiții. Investim în noi, în instruiri, în produse, în orice. Asta ne scoate un pic și din zona de confort și respectiv ne ajută să ne dezvoltăm, că altfel stăm pe loc și rămânem tot acolo. De când ne-am auzit la consultație sau la această săptămână, ca să pui azi ca întrebare, dacă ai pregătit vreo întrebare pentru noi? Nu am reușit să pregătesc vreo întrebare. Eu m-am conectat cu gândul că zic, nu știu dacă o să reușesc să vorbesc ceva, dar măcar să ascult și să fiu prezentă. Mai fur o idee, mai cunosc lume interesantă. Dar mă bucur că am putut să mă prezint și să fac parte și eu, să contribui cu ceva la acest Zoom. În primul rând, faptul că deja te-ai prezentat este foarte bine. Mulți avem rușine asta și nu știm să facem această prezentare. Încerc să mă depășesc și să-mi depășesc frica. Aici, în grupul închis, mă învingem această frică sau această teamă de a putea vorbi, de a ne putea prezenta, de a spune ce facem, cu ce ne ocupăm și cine suntem și la ce să apelez când ai nevoie de X, Y, Z. Mulțumesc, Lucia! Care din fete au mai intrat în acest Zoom? Irina, Ala, Alina? Bună seara! Bună seara! Și apropo de frica de a ți prezenta, sunt aici. Bună! Eu sunt Irina.
Am aproape trei copii, dar că unul vine acum pe lume. Și pe Instagram sunt din 2018, tot datorită unui MLM, dar am colaborat cam 3 luni de zile. În schimb, eu am rămas cu pagina de Instagram, pe care vreo 2 ani de zile așa am crescut-o. După asta am început să lucrez cu, să colaborez cu un proiect de nutriție și echilibrare a alimentației, acolo ca asistent virtual, dar așa. Și gestionarea mesajelor și stories și postări, adică tot ce trebuia de făcut. Eu sunt, eram și sunt prezentă pentru că lucrez în continuare acolo. În schimb, așa am zis că să mă întorc și la pagina mea de Instagram și să încerc să o împachetez, pentru că eu acolo fac treabă bună, dar pe mine așa m-am uitat. Și așa, ca planuri de viitor, noi cu soțul ne-am dorit să ne deschidem așa o mică afacere în domeniul restaurării pielei auto și detailing auto, pentru că adică noi ne ocupăm cu asta, dar la locul unde lucrează el, unde am mai lucrat așa, dacă un serviciu comun pentru ambii. Eu fac culorile, fix în fix trebuie să fie, pentru că ele nu vin separat. Și el vopsește și repară. Super. Și cam așa, dar până noi, pe Doamne, să reușim să ne deschidem asta, eu vreau să mai iau măcar un proiect în paralel. Și trei în domeniul online. În online. Dar și zic, ce copii și un proiect, asta este minunat la time la management. La școală, unul la grădiniță, unui micu, dar experiența mă ajută, da. Nu mă stresez din cauza asta. Minunat. Ai avea vreo întrebare pentru noi, Irina, care ai pregătit-o pentru astăzi? Nu. Uite, n-am știut că o să fie. Lunar când ne întâlnim așa Zoom-uri și sunteți fete de diferite comunități și diferite proiecte, să vedeți ce provocare aveți pe durata lunii respective și să veniți cu întrebări, cu provocări, cu propuneri, cu, nu știu, poate idei, poate insight-uri de uite ce am folosit, uite ce am testat sau uite am făcut asta, dacă vedeți și voi dacă e bine sau nu e bine, ca să putem să analizăm și să vedem cum ai evoluat și lucrurile la voi. Astăzi, că ați fost, sper să vă văd și data viitoare și așa să putem analiza cum s-a schimbat peste o lună. Cred că reels-urile sunt până când așa o provocare, că cu reels-uri doar mai cu prinde, ce nu prinde. Da? Era pagina ta. Eu așa să ne știu. Cu restaurarea pielii? Sau... Da, da, da. În reels-ul. Da, da, da. Te-am văzut cu niște reels care erau din mașină cu pele și zic că asta trebuie să fii tu, că doar tu erai diferit de celelalte fete care puneam cu la-la-la, cu visătoare, cu obiective, cu nu știu ce. Numai tu puneai de mașină, de lucru, de alte domenii care nu e obișnuite pentru femeie acolo. Ești curajoasă să faci, să prezinti. Da, 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 era. Această nișă pe online. Mulțumesc frumos și apropo chiar mulțumesc pentru provocarea, pentru că mi-au adus cam 24 de urmăritori. Nu neapărat toți sunt de Moldova, dar eu am văzut acolo că de la 100 pot să verific statistica mai mult, că mai am anunțit și mie îmi trebuie măcar cât mai repede să ajungem la 100 și apoi să... Dar asta creată ca următorul vostru proiect comun, da? Ca brandul pe care voi să-l faceți pentru voi, să fie clienții tale. Perfect. Da, 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 da. Noi între timp cât suntem angajați fiecare, da, da, să creștem. Super. Cumva ne pregătim terenul. Mulțumesc. Super, super. Bun, Irina, mulțumesc pentru că ai împărtășit experiența și ceea ce faci tu, un pic diferit de celelalte femei care suntem aici cu diferite creații. Tu ai creația ta, doar că în nișa automobilelor și poate scaunelor de piele și mobilii de piele sau ce da, se mai... Chiar și jeans, doar că acolo ce obține acolo la lucru, nu, pentru că fiind un detailing auto, nu se aduc jeans, dar eu am învățat, de exemplu, jeans, vopsesc
papuci, cureli, orice din piele. Dacă nu aduc, adă tu și fă poze ca să dai de înțeles că și astea produse se pot restaura, da. Recupera. La... Le-am restaurat anul trecut, în septembrie, papucii fizice. Ei s-au dus în clasa întâia și îi veneau, erau din piele, dar că erau deja uzați de la grădină, sunt două, trei ori, dar mult nu trebuie, dacă... Se zgâre. Și am revopsit. Da, și am revopsit fix în fix culoarea și asta așa ca... Noi. Pentru noi, început, da, da, da. Să apucăm. Iată, lucrurile astea trebuie să le dai, ca să nu avem impresia că la tine, la studioul tău, e doar pentru mașini. Să dai și gențile care, pentru care plătim bani, dar vrem să le mai ținem, curea sau ce alte accesorii mai sunt din piele, care fusta de piele, nu știu, alte lucruri care le mai avem noi, papuci, cizme și pantofiori sau ce mai avem și parcă ne pare că sunt uzați, dar dacă dăm la restaurare... Da, se pot reîmprospăta și capăt un aspect nou. Iată, n-am știut că există și așa, știu că există așa ceva, dar mă gândeam doar la piața centrală, acolo la Dombâta sau cum se numea pe la noi, unde te duceam, doamnele îți restaurau toate lucrurile, dar niciodată nu te gândeai că a ajuns să mergi acolo ca să faci acest lucru, mereu dădeai la alții să le poarte sau aruncai și gata. Dar trebuie să implementăm și acest reuse, da? A folosi, da. Să mai cum suntem noi care nu folosim plasticul în consumul de apă, așa și voi să nu se mai tai atâtea animale sau să nu se mai tai atâția crocodili. Pentru că deja sunt mai bine refolosit, cumva... Reutilizat, da, perfect. Da, da, mulțumesc frumos. Bine, nu, ceea ce face Ala, Alina, hai să vă auzim și pe voi. Mă prezint eu, doar cu eu spot, fără cameră. Bine, bine, Eu sunt Alina, primul an la Colegiul Lim. Sunt cea mai mică de aici, nu am copii, nu am soț, sunt căsătorită. Momentan am început să activez ca specialist în SMM și încă nu specialist, dar în curând voi deveni. Și vreau să mă avansez în domeniul online în general. Vreau să deschid o afacere online și vreau să știu să o promovez foarte, foarte bine. Ce mai poți mai spune despre mine? Nu știu. Cam asta e. Nu ești unica tu, mai este și Valeria care abia a absolvit liceul și între la facultate. Așa că vă doresc mult succes în acest nou. Și tu și Valeria sunteți pe drumul de a învăța o nouă profesie înainte de a absolvi cei 4 ani de universitate. Aici puteți absolvi în 2-3 luni și deja să obțineți primii voștri clienți care vor solicita ajutorul pe rețele sociale. Și după universitate va mai trebui un an, 2-3 ca să faceți practică și să vă angajați full profesia pe care o veți învăța. Tamiana, dă mami telefonul încoace. Hai de mami. Dar deja am câteva proiecte. Nu câteva, dar că am avut unul și după, am avut scurt, am avut vreo 3 proiecte și am avut și un eveniment. M-auziți sau nu? Da, eu te aud, dar... A, super. Și am avut un eveniment offline, primul meu eveniment, la care am fost ca content creator și am avut mari emoții, dar m-am descurcat. Asta când a fost tot? Ieri. Super. Minunat. Și atunci experiența ta poate să ajute și alte persoane. Nu știu, Alina, dacă ai participat la consultarea noastră gratuită cu mine sau cu Iema. Eu nu mi-amintesc, dar Iema, cu Iema ai făcut asta? Da, am participat cu Iema. Super. Și
Ce părere ai avut după această ședință, după această consultație? Mi-a plăcut foarte mult, din cauza că erau unele lucruri care nu le înțelegeam foarte bine, dar Emma mi le-a explicat și a fost ca un ghid pentru mine. În general, ea m-a ajutat foarte mult, ceea ce ține mers la început când eram, nu cunoșteam multe lucruri, dar după ea mi-a fost un ajutor. Mereu era disponibil, răspundea la mesaje și chiar câteodată mă simțeam incomod. Super. Deci așa o ghidare mereu ne deschide careva drumuri căi pe care practic noi nici nu ne vine în cap că ar fi posibil sau s-ar putea așa ceva. Iar când, da, corect. Iar când vrei să pui așa întrebări, nu știi cui să le pui și nu știu dacă vei primi răspunsul potrivit care să te ajute. Știi că pe de o parte te gândești, dar mie o întreb pe X, Y, dar cum a ajuns, dar de unde a învățat, dar cât a costat-o, dar cum a găsit clienții și ne stopează acest lucru. Atât de așa cadou, aș spune eu, atunci profitați la maxim de Emma sau de mine, zic în sensul bun, atunci când faceți o consultație cu noi. Și dacă puneți întrebările bune și potrivite, o să obțineți toate, indiferent dacă pentru unii noi le vindem și cu 200 și 300 de euro consultația. Aceste consultații până pe 15 septembrie sunt gratuite. Dacă aveți și alte colege sau alte femei sau persoane din comunitatea voastră care au afacere, proiect sau se gândesc să lanseze vreo afacere, iar după vor fi cu plată sau deja cu programare plătite. Voi ați beneficiat și avut ocazia să faceți această consultație gratuită. Mulțumesc! Dacă mai ai o întrebare pentru noi, dacă o ascultăm? Nu, parcă nu am întrebări. Eu mulțumesc în omul tău debut de online cât și offline. Mariana, hai să te ascultăm și pe tine ca să intri și tu în discuție cu noi și să te prezinți și tu, fetelor. Bună ziua sau seara, nu știu cum să spun. Bună seara. Da, eu sunt Mariana din Germania. Am intrat cam târziu în online cu voi, abia am ajuns la birou acum. Și cam, da, cam mult de muncă, dar oricum sunt foarte curioasă ce discutați voi aici și poate o să am și eu întrebări pe parcurs. Și abia aștept luna octombrie. Da, acestea sunt zoom-uri care le facem deschise și ne cunoaștem între noi. Nu sunt fetele doar din programul Mentor Me, sunt și din alte programe și consultații care au reușit să vină la această întâlnire la ora 6, ora Moldovei. Pentru că de obicei fiecare comunitate și are suplimentar Zoom-ul și lecția sa. De asta ne intersectăm și ne cunoaștem reciproc. Dacă vrei să te prezinți și să spui cu ce te ocupi, ce faci și ce idee ai, minunat. Te ascultăm, Mariana. La moment, da, sunt în Germania, am o firmă de curățenie de 3 ani. La moment asta fac, dar vreau să fac și ceva paralel legat de online, legat de integrarea multor moldoveni, români, ruși, ucraineni și multor altora. Da, eu cunosc foarte mult tot ce se întâmplă pe teritoriul Germaniei, atât legile, cât și instituțiile, cât și toate formularele și toate ce legat de acte, de medicină, de clinici, de copii, de școli, de tot. Am foarte mulți care apelează la mine și am făcut-o gratuit până acum, dar mă gândesc să evoluez și eu să nu mai fac gratuit, pentru că deja zi de zi îmi sună telefonul și tot mereu cer sfaturi, unde să merg, ce să fac, cum să completez, trimis tu pentru mine, sunt tu pentru mine și cam timpul meu este limitat. De asta și vreau să mă ajutați voi ca să evoluez un pic și să încep și eu să nu mai am chestia asta că cum să mă filmez eu pe mine, să mă pozez eu pe mine, cum să apar, cum să mă văd, cum să... Păi iată, da. Dacă ne vedem în Paris, Maria, apropo, azi mi-am cumpărat rochie. Ești de rochie, ești de costum și cu rochie și fără costum să-ți fac câte poze vrei. Ca să ai aoleu! Eu, dacă sincer, ultimii 3 ani practic n-am făcut poze. Nu am nicio poză cu mine, numai dacă așa, cu cineva, pe lângă cineva, doar nasul.
Dacă o să facem primele lecții din mentor meu, o să vezi că ai nevoie de câteva poze ca să-ți faci mood board-ul pentru primele postări și încet, încet va trebui să construim acel concept de cine sunt eu, cu ce te ajut, ce fac în Germania, ce este serviciu X, ce predau eu, ce vând eu, dar avem nevoie de poze din Paris, din Germania, de unde o să le faci, dar avem nevoie de content. Noi da, trebuie. Va trebui să le faci, vei fi obligată, impusă, vrei, nu vrei, o plătești, trebuie să faci. Asta și așteptam, ceva șuturi. Pentru că fiam și ne facem, nu facem progresul, da. Ne motivăm noi pe noi să ducem capăt acest. Asta vreau și eu, să evoluez, să fiu un pic mai râd cu lumea. Minunat. Păi uite așa, Mariana, dacă ai careva întrebări, fetele anterior au spus, tu te-ai alăturat un pic mai târziu, dar e binevenit și timpul pe care îl dedic. Aici, dacă s-a înregistrat sau nu s-a înregistrat, o să publicăm anterior în reluare pentru fetele care nu sunt. Ai vreo întrebare pentru Mariana la etapa care ești? Acum nu am întrebări. Aștept octombrie, atunci pregătesc întrebările. Bine, hai să o ascultăm pe Adriana ca să alăturat un pic mai târziu. Adriana, nu te-am auzit, un an de zile. Ce faci? Unde ești? Te-ai pierdut? Ce te ocupă? Bună seara! Bună seara! Ce să fac? Iată, vreau să mă fac blogger. Nu știu dacă ați observat și am idei. În rest fac tot ceea ce am mai făcut. Adriana, dar... Și ce înseamnă blogger? Cred, nu știu, adică parcă știam, dar... Conceptul de blogger... În primul rând. Da, conceptul de blogger vine de prin anii când au fost deschise diferite platforme de blogspot sau posibilitatea să-ți faci pe WordPress site-ul tău și să scrii articole pentru alții. Și blogul era dezvoltat de acele persoane care le plăcea să scrie și ofereau loc pe site-ul lor. Așa cum de la un moment dat a venit Instagram, Facebook cu video content, cu stories-uri, blogging-ul de a scrie articole și de a pune pe site-ul tău despre compania și produsele mele a devenit în influență. Care are nevoie să scrie texte și să le pună pe site-ul său și pe site-ul său să plătească domen și hosting, dar le pune doar pe Instagram și pe Facebook cu o poză și cu un text. Și atât. El pe Facebook și pe Instagram doar nu plătește nimic, nici că folosește hostingul Facebook-ului, nici că și-a făcut pe Facebook cont, nici că folosește pagină, nici că pune reels-uri pe TikTok. Nu pot să zoom acum încă câteva minute. Dacă... Mariana, dacă poți să închizi microfonul. Și ce fete mai aveți microfonul închis? Adri, Ala și Mariana. Și asta ziceam, blogger. Tu, Mariana, închide, te rog, microfonul. Ema, dacă poți tu să-l închizi microfonul la fete, că eu sunt ca participant aici și nu pot. Așa, deci asta înseamnă blogger. Când tu ai un blog și tu le scrii articole. Tu lași, este foarte important acest serviciu și chiar o să-l adaug în cursul pe care eu îl pregătesc de digital marketing. Oprește-te. Pentru că blogging și SEO și copywriting sunt un pic alte drumuri sau altă nișă din marketingul digital. Dacă tu vrei să scrii pe site-ul tău experiența ta despre produs, despre ulei, despre apă, despre parfum sau despre compania de fotografiat XXZ, tu îți faci un blog al tău personal care se numește Lifestyle cu Adriana sau Adriana Lifestyle sau Adriana Brăgari. Și acolo scrie articole pentru ceilalți. Și aceste articole... Dar iată, nu știu cum să combin, pentru că vreau să fac și evenimente pentru femei. Dar în toată pagina asta, scriind iată, articole, iată chiar acum am pregătit, că am vorbit cu Emma, că o să fiu în continuare ambasador pentru mamei digitale, că am nevoie de careva, da, deja cu cine să promovez, cu cine să lucrez, da, să zic așa, ca să pot pe baza la asta să alcătuiesc postările, ca oamenii deja să vadă cum integrez eu reclama în blogul meu, da? Dar și iată.
tău de blog se va face mult mai mare. Pentru că tu în serviciul tău vei vinde blogul tău de pe site, pagina ta personală de Instagram, profilul de Facebook și dacă mai ai vreo altă pagină, business. Am Instagram. Doar pagina mea a afacerii mele cu electroinstrumente. Am deja clienții mei care vreau să-i promovez tot. Și vreau, și vreau să fac podcast și să invit pe atâta. E foarte important și acest instrument de marketing digital, pentru că însă și un blog, dacă tu continui să-l plătești ani de zile, hostingul și domeniu, despre compania respectivă mai este încă un link de ce vorbește despre da, ei. Da. Asta te ajută foarte mult în, în back-end-ul căutărilor în Google, în motoarele de căutare. Cu cât mai multe site-uri scriu despre tine, cu atât mai bine te indexează Google atunci când oamenii scriu mentor psihosomatică, dar tu ai scris despre acel mentor de psihosomatică pe blogul tău, a mai scris cineva pe IAMD, a mai scris cineva pe România Business, nu știu care. Deci cu cât mai multe backlink-uri din astea sunt, cu atât mai bine. Și pentru SEO, și asta tot se face într-un fel organic, pentru că tu nu plătești la Google reclamă, Google AdWords, primele cuvinte de căutare, dar tu lucrezi din SEO, adică din meta cheie, meta cuvinte cheie, titluri, subtitluri, ce scrii la H1, ce scrii la H2, ce scrii la H3. Asta băieții care construiesc site-urile știu ce trebuie să spun acolo. Adică cuvintele cheie, subtitluri și toate în face inspecția site-ului, atunci toate aceste cuvinte cheie care motorul de căutare le indexează și te poziționează pe pozițiile de prima pagină sau de a 10-a pagină la urmă, da? Deci asta e foarte important și dacă tu ai capacitate să dezvolți așa blog, fă, pentru că și pe blogul tău vei putea promova și podcasturile, și videourile de pe YouTube și faci o interconexiune. Și blogurile le promovezi pe share Facebook, blogul promovezi pe canalul de Telegram, blogul promovezi... Eu dar e pe prea multă informație acum pentru mine și așa, iată, n-am postat, n-am făcut postări de, nu știu, de când săptămâna trecută sau nici nu mai știu deja, adică mi-e foarte greu, pentru că eu am și mulți clienți și mai scurții. Am înțeles. Vreau să vorbesc eu, vreau să ies eu în postări, să vorbesc, pentru că am observat capurile vorbitoare, modelul ăsta de Reels, tot are un impact foarte mare și dacă o să pot să mă... Iată, am luat curs de dicție, respectiv să știți cumva, atunci... Tu știi soluția. Când tu ajungi la așa nivel, când tu ești și pentru alte companii, dar tu vrei și pentru tine, găsește-ți un social media care la etapa am de început... Am vorbit deja, da. Miercuri avem întâlnire și vreau să... vorbesc și cu tine. Dă-i de lucrul lui pentru 2-3 ore pe zi la nivelul financiar pe care el este pregătit. Da. Tu dedică-ți timpul pentru clienții care te achită cât te achită, dar tu dă-i ei să publice, să facă, să monteze cei ce ai filmat tu 5 secunde, dar ea se joacă și le montează acolo o oră, două, cât ea se joacă. Pentru că dacă ai face-o tu pentru tine, e ca și cum tu ar trebui să te plătești la prețul pe care clientul te-a plătit. Dar tu așa dai ei un ban pentru a face și ea experiență și a face și ea în portofoliu un client, dar ați economisit timpul tău și a merge mai departe cu ideile tale. Pentru că dacă tu nu îți iei așa o colegă să te ajute, nu o să avansezi. Același lucru și la noi se întâmplă și la toate fetele care vor să progreseze la alt nivel. Deci eu o fac pentru alții, dar pentru mine e ciubotar fără ciubotar. Da, nu știu cum așa. Adică, bine că eu nu am mulți clienți, dar eu iau un preț mai mare și mine, pentru mine, dar eu fac la ei pe blog ca pentru mine, știi, dedic. Pot să nu dorm și noapte, mă mai gândesc să mai fac. Nu am făcut așa, știi, te apleap și gata. Adică îți fac... Te dedici, să... te dedici... Da, ca pentru mine fac. Da, da. Asta și ideea, că oferă practică fetelor. La prețul care se dă la început pentru startup, ele fac practică, ele însușesc. Nici nu zi poate îți devin și partenere și fac niște sarcini extra din proiectele pe care tu le mai dai, ca să-ți mai ușurezi tu și să poți să ieși la întâlnire. Da, să știi, mai... că, știi că am căutat, am oferit și de lucru, dar eu nu știu ce se întâmplă, dar nu știu,
să le zic, sunt lenoși oamenii, nu vor nici bani, nu vor nimic, gata să muncească, hai că fac eu pentru tine gratis, te ajut, dar știi, să nu-și asumi responsabilitatea, că dacă tu mă plătești, eu deja sunt responsabilă și trebuie să fac treaba acolo așa cum trebuie. Dar ele sunt gata să muncească pe gratis, dar știi, dacă o să aibă scăpări, na, tot e gratis, dar nici eu așa, adică eu am înțeles deja care-i treaba și nu iau așa, ori te plătesc și muncești, ori, și nu vor, și le plătesc bine, eu nu plătesc cât mă plătesc pe mine sau cât plătesc pe piață acum, adică eu plătesc așa da, cum, actualizată. Dacă omul să aibă interes, știi, culmea. Eu tot prineam 3.000 de lei salariu când eram social media. Eu tot așa. Salariu pentru 8 ore de muncă. Nu pentru un client sau de făcut stories-uri. Dar asta a fost 10 ani în urmă, scuză-mă. Acum fetele știu că cer mai mulți bani și valorifică, monetizează timpul altfel. Dar e foarte bine că ai menționat asta. Uite că aici în grup este și Valeria, care este, face cursul și este predispusă. Era o fetiță Alina, da? Ea mai era Alina. A plecat acum încă o Alina, care tot e la început. Și mereu când... Da, sunt începătoare, da, trebuie ghidate, dar să știi că și fetele care abia încep au o sursă de creativitate și de inspirație. Trebuie, cu fiecare trebuie să le simți. O săptămână... Da, dar tu știi, eu cât explicam acolo, pierdeam ziua de lucru, înțelegi? Și aici rămâneam în urmă și cu... Eu nu știu cum i-am luat și pe mine și pe atâtea fete și pe mentora. Doamne, eu... E dedicație, înțeleg, dar dă-ți o săptămână timp, știi? Nu pierde o lună de zile ca să înțelegi că e pentru tine sau nu e pentru tine. O săptămână. Nu, am dat, dar spun, chiar și copywriter și așa tot, adică au făcut niște greșeli, dar nici eu la început, nefiind în general, nu mai spun că, dar n-am fost nici pe lângă social media sau scris, sau bine, că mie mi-a plăcut să scriu întotdeauna, dar adică niște greșeli care logic, te gândești, nu poți să-i bage, da, așa, niște, nu, deci, na, nu poți să zic nimic, e mult de vorbit. E experiența, asta tot trebuie de împărtășit, dar la seminarul care vom face de social media. Aici înțeleg prin ce treci, dar experiență, și eu am trecut, și Emma treci, și tu treci, și toți vom treci prin așa ceva. Trebuie să găsim omul pe energia și pe interesul nostru. Fiecare să-l găsească omul lui. Adică omul care va putea sincroniza, lucra. Iată, Magdalena o să le testez la desenată mandale, dacă pot sau nu pot, trec examen. Dar tu trebuie să le testezi la altceva, la făcut reels, la făcut stories, la ceva creativ să le dai să intri în energia ta. Că altfel nu mergem înainte și nu putem progresa. Știi cum să zice? Mai bine să fac 100 de oameni câte un procent din cei ce pot. Și eu să câștig de la toți 100 câte un pic, decât eu singur să fac 100% într-un singur sau două proiecte. Da, deja, iată, încet ușor o să mergem spre altceva. Da. Dar există diferite teorii. Există și teorii care zic că mai bine să faci un proiect în care să fii tu singur monopol și să fii unul, știi, ca vaca movă în toate vacile sau oceanul albastru în oceanele roșii. Știi că oceanele roșii sunt toate pline de concurență și aici toți ne luptăm pe aceeași piață și toți suntem mulți concurenți între noi. Dar oceanul albastru, unii, numai eu sunt și numai eu un singur rechin în tot oceanul. Dar în oceanul roșu e cu sânge pentru că sunt mulți rechini și toți ne iau, mâncăm toți unul pe altul. Așa și există diferite trenduri și tendințe. Dar trebuie să vezi. Dacă tu ai o metodă deosebită și unică, atunci vei găsi omul care să sincronizeze cu tine și să nu mergi după majoritatea cum fac în social media. Vei găsi. Cere. Cere, da. La univers. No, deja după ce am avut mai multe încercări, nu știu cum, știți, vedic, eram într-o
Gata, nu mai puteam, știi, am început să caut, am găsit una, am găsit alta, mi-au făcut niște greșeli, niște așa, și trebuia să stau de ele. Într-o zi, efectiv, am stat jumătate de zi să explic că emoji cu degetul înseamnă atenție, dar cu degetul, nu știu cum, înseamnă să atenție. Deci tu stai seama, zic, eu te răd din niște emoji, atâta nu stai în cap. Deja, de hai eu aștept, eu rab, eu te înțeleg, ok, poate, nu știu, era o mămică în concediu de maternitate, zic, poate e curmoane, poate nu știu ce, zic, ok, eu te aștept, să-ți dau timp, totul e bine, hai să-ți mai explic. Dar ea deja nu a vrut, deci mie mi-e rușine, zice, nu, tu atât ai stat, ai pierdut toată ziua cu mine, zice, nu. Și după asta am găsit o metodă de lucru că reușesc, totul e bine, zic, acum am mai discurs, dar iată vreau cu blogul meu să iau pe cineva. Minunat. Atunci o să reușești. Mă bucur că te-am reavăzut și că este totul bine. Am mai intrat și Svetlana cu noi. Svetlana, vrei să ne zici un minut despre tine și ce faci? Pentru că fetele au intrat, au ieșit, fiecare s-a prezentat, a văzut, a ieșit, dar am văzut-o pe Svetlana pe ultima 100 de metri. Svetlana, salutare! Dacă vrei să ne spui ceva despre tine, ce faci, cu ce te ocupi și cu ce idei și întrebări pe la noi. Bună seara, fetele! Mă numesc Svetlana Bucicos, sunt... SMO specialist, da? Social media manager. Paralel activez și ca manager în vânzări la Mame Digital, la Click Academy. Am mai multe activități. Dar în principal lucrez de acasă, la call centru. Adică pe lângă alte activități fac mai multe. Lucrez și ca story maker pentru o companie de Rusia. Da, proaspăt, adică și ca ambasador și mai multe activități. Îmi place mult. Le combini atunci când îți vine și timpul să le aplici. Așa, încerc să le împletesc frumos. Când îmi reușește mai mult, când mai puțin, dar fac față. Am intrat să vă văd, chiar de mult am fost zoomuri de așa gen și chiar mi-era dor să am așa discuție, da. Prin zoomuri așa comune, fiecare facem individual sau consultații private sau fiecare cu business-ul său și comunitatea sa, aici am toate comunități într-o comunitate. În programul acesta ca să ne cunoaștem și să punem întrebări și din întrebările și explicațiile voastre mai vin și idei care le am și eu și Emma și poate și voi și așa ne intersectăm cu schimb de idei. Durează, Cristi, încă 2 minute ca să le zic fetelor, le mulțumim pentru seara asta, bine? Mă întreabă copilul cât mai durează. Este preconizat câte o oră, însă am profitat să te auzim și pe tine și pe Adriana care au intrat pe ultima 100 de metri. Sunt multe evenimente, îmi dau seama și eu, atâtea am de spus și atâtea am de postat și pe pagină și pe toate conturile cât îmi crapă capul și nu reușesc pe toate să le dau mai departe, să șuruiesc mai departe, dar zic și eu, cine va avea necesitate să audă ceva, va scrie în privat și mă va întreba. Vreau asta, pe mine mă interesează asta, pe mine mă interesează asta, pentru că eu și acolo, și acolo, și acolo, și acolo și vom reuși să abordăm răspuns și soluții pentru cei care au. Da, sunt și eu în aceeași necesitate ca și cine Adriana să deleg cumva câteva task-uri. Nu zic de Click Academy și de Mame Digitale, că este Ema și fetele și mă ajută. În Kangen mă ajută și fetele, dar și eu fac și eu și soțul. Însă pe blogul meu personal, pe cel care gestionez pagina mea, tot așa ca și tine. Vreau o fetiță să îmi preia ce vreau să fac și să dea mai departe. Și uite, sunt în discuții cu o fetiță să testăm o săptămână, să vedem ce ți-am propus și ție. Da, mami, da. Și să ia sub control această apariție a mea pe online ca să pot să reușesc să fac eu alte lucruri mai importante sau mai strategice. Iată, acum eu, de exemplu, în 10 minute trebuie să întorc la o ședință consultație gratuită care s-a programat aici, văd că Sabina. După care am la birou la ora 8. Adică, după care, la ora 8 trebuie să fiu în Zoom, dar ea e numai una, dar trebuie să fiu paralel în 3 locuri odată.
Și acum mă uit pe agenda mea cum să mă despart în trei. La cine să-i zic? Stai un pic, de aici se aude aparatul, de aici se aude Zoom-ul, de aici prezentarea, consultația online. Pe toate trei odată. Cum să le împar cu două telefoane? Dar asta este. O să... Care consultație? Asta la care ne-am înscris noi toate fetele? Da, o consultație gratuită se oferă o singură dată pentru link-ul pe care l-am făcut și care voi probabil îl share-uiți mai departe la fetele voastre. Ca ulterior să vedem ce necesități au, ce programe dezvoltă și dacă le suntem potrivite pentru careva din provocările pe care le au. Ori cu consultație, ori cu ghidare, ori cu mentorat, ori cu cursuri, ori cu programe, ori cu nimic. Dacă le fac foarte bine și doar să le felicităm și le propunem un live sau ceva. Deci din orice discuție va ieși câte ceva. Astea sunt. Dar cu mine când faci consultații cu plată? Dar tu suntem aici. Ai solicitat consultații cu plată? Da, acum. N-am apucat să scriu. A, bine, bine. N-ai timp să scrii pe Instagram. Da, am scris vreo eu și mai bine cu Lia. Lia sunt... Dacă vrei să facem online, reușim săptămâna aceasta. Dacă nu, luni o să fiu la Chișinău deja și poate ne întâlnim. Cum vrei tu ca să înțeleg ce... Hai dar, să ne întâlnim! Dar, facem două lucruri. Uite, o să fiu luni 18, dar pe 21 ne vedem cu fete la breakfast și acolo consultația pentru acele 10-20 minute cât tu vii, ea m-a pus o taxă simbolică de 200 de lei, cum data trecută a fost, și plata consumației fiecare și-o face. După deci, care... Adriana vrea o consultație complexă în care da. Să dedici timp, adică și acolo la breakfast chiar nu o să puteți normal să da. Dedicați. Da, nu, nici nu, adică nu am timp, dar nu am ce să fac acolo, trebuie să vorbesc cu tine. Nu. Deci n-ai când să vii să bei o cafea, să pierzi timp pe drum și înapoi, 3 ore de drum, 4, deja pentru tine jumătate de oră de pierdută, tu mai bine o oră cu mine și atât. Am înțeles. Bine, hai că ne scriem privat și văd săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare dacă vin pe loc. Cum ți este mai combinabil, așa facem. Eu acum vreau doar să vă mulțumesc și ție și ei mei și fetelor care sunt. Dacă se salvează acest live și dacă este util, îl putem pune Ema pe grup sau pe YouTube sau vezi tu cum pe YouTube și pe grup și să invităm fetele pentru data viitoare să fie mai anunțate și mai active și că le va fi util pentru fiecare. Eu intru acum cu Mariana din Germania și apoi cu Sabina din Moldova și apoi văd cum apart în trei. Dar păi la 8:30. Dar la mine este acum la 6, am întârziat 14 minute cu Mariana. Am eu ale mele personale. Ah, nu? Clar, ok. Consultații. Am și alte consultații care sunt în program, nu numai mame digitale. Deci mai multe culori la mine în calendar. Fiecare calendar... Care vezi că și portocalii și roze și albastre la noi aici, calendar. Mă bucur că v-ați împărtășit o oră cu alături de noi și fiți și luna viitoare, pentru că în fiecare lună vom dedica așa câte o lecție din această gratuită schimb de idei. Din octombrie o să începem cu fetele MentorMe, unde și Mariana abia așteaptă și celelalte care s-au programat și s-au înscris, iar celelalte vin gratuit la această lecție și împărtășim cum a evoluat de la o lună la alta. Pentru celelalte evenimente găsiți pe pagina noastră toate detaliile, întrebați pe Ema, pe Click, pe Mame Digitale, pe toate paginile noastre ne găsiți acolo. V-am îmbrățișat și numai bine să aveți parte de seară frumoasă și un început de săptămână. Pa, pa! Pa, pa!